Salutare tuturor, aici Pepper. După o lungă, lungă pauză, am revenit. Da, din nou. Știu, din nou. Îmi cer scuze pentru pauza asta atât de imensă, doar că m-am regăsit, cum să zic. Nu, îmi pierdusem cheful, știi? Îmi pierdusem cheful, îmi pierdusem plăcerea aia, îmi pierdusem ideile. Chiar nu mai știam cu ce să fac. Și asta m-a făcut să mă opresc din a mai face clipuri. Aveam în cap să mă opresc de tot, știi, dar că m-am uitat și eu pe la alți youtuberi, am văzut și un prieten, mai mult el, știi, și el m-a îndemnat. Trebuie să știți, Quimby, știi, Ștefan, am făcut și clipuri cu el, trebuie să știți, unii dintre voi, totuși. Și m-a îndemnat să mă reapuc, chiar și eu mă gândeam, mai de ce nu? Chiar aș vrea. Cred că ar fi foarte tare. Vreau să vă mulțumesc în principal pentru că n-ați făcut raid și mulți dintre voi încă m-ați îndemnat și ați scris mesaje și pe Facebook și pe YouTube cum că ar trebui să mă reapuc, de ce nu fac și le-am citit, le-am luat în considerare și ăsta ar fi primul motiv, să zicem, care m-a făcut să mă reapuc. Al doilea ar fi acel chef care a revenit, au venit și niște idei, am căutat niște jocuri pe YouTube, am văzut că mulți YouTuber, să zic, mai mari care au făcut, care fac videoclipuri nu au făcut cu acele jocuri și așa nu m-ați putea spune că i-am copiat, așa. Bun. Ok, ce o să fac de acum încolo pe canal? Păi o să fac gameplay-uri, de exemplu, la shootere, Call of Duty, Counter-Strike Global Offensive. Știu că vă plac. Call of Duty Black Ops 2, în caz că vă întrebați care Call of Duty. Păi da, a apărut Black Ops 3. Și dacă a apărut Black Ops 3, ce? E în beta și oricum e praf. Bun. Jocuri indie. Știți ce zic, nu? Joculețe în alea micuțe care n-au... nu trebuie să le joci 5 ore ca să le termini. Foarte puțin, dar sunt foarte distractive, foarte interesante. Și nici măcar n-au grafică de Battlefield 7, ca să zic așa, așa că le poate juca oricine. Bun. O să fac și cu MOBA-uri. De fapt, singurul MOBA care o să fie, o să fie Dota 2, nu știu, gameplay-uri. Ceva comentarii despre cum ar trebui să te comporti sau cum trebuie să... cum să zic eu, cum trebuie să începi. Nu știu, mă mai gândesc. Și cu jocuri horror. Nu o să încep direct cu serii, pentru că la jocuri horror trebuie să fie serii, normal. Sunt mai lungi, nu sunt jocuri indie. Am găsit niște jocuri horror interesante și cred că ar trebui să fac serie cu ele. Nu o să încep direct cu jocuri horror, m-am zis să încep direct cu serii, ar fi prea brusc. O să încep cu câteva gameplay-uri, să zic, comentarii și apoi o să încep cu serii. Mai sunt vreo două săptămâni până când încep... până când începe școala, până când reîncepe școala, de fapt. Nu-i bai, posibil să fiu după amiaza anul ăsta, așa că o să pot face clipuri dimineață, să le programez postarea pe după amiaza sau pe seara, așa. Deci o să fie totul ok. Vreau să vă mulțumesc foarte mult că încă ați rămas pe canal. Am fost înainte să nu mai fac clipuri, tot eram cam așa 2300 sau 2000. Am mai dat câțiva subscribe după ce m-am oprit și asta e foarte tare. Și cred că din ăștia 2000, 2000 și ceva, cred că ați mai rămas 500, 600, 700 care încă sunteți interesați de ceea ce o să fac. Părerea mea. Și sper să vă placă. Minecraft, da. Minecraft. Nu cred că o să mai fac cu Minecraft pentru că n-am cont. După cum bine știți, acum ceva vreme furăcioșii de la Mojang sau cine dracu, că am auzit că a cumpărat altcineva, nu știu, oricum e o firmă ieftină, mi-au luat contul fără nici cel mai mic motiv, nici măcar nu era furat sau nu era, habar n-am, era un cont cumpărat de mine, bineînțeles, 20 de euro s-au dus și mă întreba cineva să-mi cumpăr din nou cont, că și mie mi s-a întâmplat aceeași chestie, știi, m-a întrebat cineva cu câteva zile. Și tu ești nebun? Cum să faci asta? Tu, e ca și cum ai da 40 de euro pe un cont, pentru că ai dat 20 pe primul, 20 pe al doilea dat, tu ai decât unul.
Și nu se merită, sincer, nu cred că se mai merită, doar dacă a apărut ceva moduri noi și foarte, foarte diferite la Minecraft. Pentru că cred că Vanilla nu mai are, nu-și mai are locul, multe moduri s-au învechit. Părerea mea. Ok, păi, cam atât din acest clip de revedere și de câteva păreri de rău. Îmi cer n-o scuze că am avut o pauză atât de mare. Da, trebuie să mă regăsesc, nu? Ok. Măcar am încheiat o serie înainte să mă opresc, cea cu mafia, și am auzit că o să apară, nu știu dacă anul ăsta, dar anul viitor cu siguranță, Mafia 3. De seama cât de tare o să fie. Nu știu dacă o să mai fie caracterul ăla. Am uitat cum îi spunea. În fine, a fost super tare. O să apare sezon 3 din The Walking Dead. Sper iarna asta sau toamna asta. Ar fi super tare, super tare. O grămadă de jocuri o să apară. Toamna, iarna, o să fie foarte tare. Bun, eu vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit și acest videoclip. Și sper că m-ați înțeles. Ok, ne revedem în clipurile următoare. Bye bye!